Asta vedeți structura, de fapt, a pieței muncii și am să spun un singur lucru. Iată, din toată populația, cel mai mare care se vede, 3.500.000 de oameni, structura populației, din punct de vedere economic, se situează în felul următor. Populația activă, toți cei care au mai mult de 15 ani, reprezintă, din totală populație care ar putea să lucreze, reprezintă populația activă doar 36%, populația inactivă 48%. Sunt un indicator enorm. Pentru comparație, în mediu pe Uniunea Europeană, populația activă cu cea inactivă formează circa 60% din populația activă formează circa 60% din totalul populației. La noi, în cazul nostru, vedem doar 36%. Este cu mult mai jos decât media pe Uniunea Europeană. Iar populația activă se distribuie în felul următor. 67%, conform datelor statistice, sunt implicați în sectorul formal, 14% în sectorul informal și, de asemenea, avem gospodării casnice și șomeri. Indicatorul acesta de șomaj este unul ce ține de datele oficiale care de înregistrare la oficiul de angajare în câmpul muncii. Noi trebuie să înțelegem că și în cadrul populației inactive sunt categorii care, de fapt, ar potențial reprezenta angajați pentru economia națională. Vedeți structura în partea stângă. Deci 79% nici nu caută, nici nu dorește să lucreze. Evident că aici intră și pensionari și studenți, dar sunt și o parte importantă de oameni care, de fapt, au anumite, să spun, și-au pierdut speranța în a găsi un serviciu.